probleme pentru cel mai bine peletit magician din lume, David Copperfield, obligat în instanță în subliniere îi dezvăluie un truc faimos. Iluzionistul american David Copperfield a fost obligat să subliniere îi dezvăluie faimos truc după ce un spectator a pretins ce a fost rănit în timpul unui număr de magie în Las Vegas, anunc BBC, conform News. Turistul britanic Gavin Cox, în vârstă de 58 de ani, a intentat un proces pentru neglijență, după ce a participat la un cunoscut număr al magicianului, Luke Guinness 13. Cox sublinierei a dislocat umărul sublinierei pretinde ce de atunci are dureri cronice sublinierei leziuni ale creierului. Copperfield a realizat numărul de magie de sute de ori fără niciun incident. Trucul Luke Guinness 13 al iluzionistului în vârstă de 61 de ani presupune implicarea 13 spectatori, ale sublinierei la întâmplare, care dispar pe scenă. Marea surpriză este când iluzionistul îi arată pe cei 13 în spatele camerei. Avocații lui David Copperfield, cel mai bine peletit magician din lume, au susținut ce dezvăluirea trucului arde una financiar magicianului, însă un judecător din Las Vegas a cerut explicarea numărului. Un gigant autohton vrea să dea lovitura decisiv concurenței, ce pregte subliniere pe în acest an. Chris Kenner, productorul executiv al lui Copperfield, a prezentat marci secretul trucului în instant. Ce cortina coboar, cei 13 participanți de pe scenă se gerăbesc prin pasaje de scenă în afara complexului din Las Vegas unde are loc spectacolul. Ei peresesc cele direa sublinierei apar din nou în spatele teatrului. Cox, care locuie subliniere pe în Kent, a cezut în timp ce era condus prin aceste pasaje. El a fost dus la spital cu un umăr dislocat. Bărbatul afirmă ce doctorii i-au pus mai târziu un diagnostic de leziuni ale creierului. Avocatul său cere plata a $400.000, $239.000, cheltuieli medicale, potrivit NBC News. Benedict Morelli, avocatul lui Cox, a declarat ce era o datorie a inculpatului de a asigura protecția participanților din sală. Când Morelli l-a întrebat pe Copperfield dacă rănirea spectatorului s-a produs sau nu din vina lui, magicianul a răspuns, ar depinde de ce s-a întâmplat. Dacă am făcut ceva gre subliniere IT, ar fi din vina mea. Cox susține ce erau resturi de materiale de construcție sublinierei praf pe treptele pe care a pe subliniere IT, în Copperfield a explicat ce a mers pe acela sublinierei traseu înainte sublinierei totul era curat. Procesul va continua, iar Copperfield va depune mărturie din nou marți.